știi deja că totul s-a scumpit, așa că astăzi vei afla cum poți economisi mâncând bine și rapid cu doar 12 lei. Avem 6 concurenți prezenți în toată țara pe care îi vom pune la încercare să vedem care îți dă cel mai mult și cel mai gustos. Hai să începem! Bună ziua, mai aveți cumva snack box? Da, da, avem. Și cât costă unul? În jur de 11-12 lei. Perfect, atunci poți să-mi dai, te rog, unul cu crispy strips? Okay. Și aș mai vrea, te rog, un dublu hot booster. Picant sau nepicant? Picant, te rog. Atât? Am aici KFC, care se va lupta cu Mac, Profi, Luca, Subway, plus încă doi concurenți surpriză. Care sper că vor răsturna tot clasamentul. Mini unboxing, Timbish, pare destul de mare, și snack box, de care nici nu eram sigură dacă mai există sau nu, pentru că foarte multe oferte nu mai sunt acum. Din cauza că n-am mai putut ține prețul. Hai să începem cu sandwich-ul, pentru că snack box-ul e misterios. Ești pregătit? Arată bine, dar noi ne dorim să fie și mult și gustos. Hai să-l cântărim și după vedem ce conține. Mai vreau să lansez o provocare pentru video ăsta. Restaurantul care face 500 de grame din prețul de 12 lei primește vidra de aur din partea noastră. Dar crezi că poate cineva să ne dea jumătate kil la 12 lei? Să vedem câte grame are? 228. Au pus destul de mult sos, dar uite cât de mare e felia asta de castravete murat. Avem o felie de brânză, o bucată de pui crispy, încă o felie de brânză și încă o bucată de pui crispy. Și hai să vedem cum e. Norocel! Puiul de astăzi e super bine condimentat și extra picant și ce îmi place la burgerul ăsta hot booster este că primești bucățele de pulpă de pui crocante, nu piept, ceea ce înseamnă că sunt super suculente. Pentru 12 lei chiar merită bani. Dar hai să vedem dacă la cutie primești cumva mai multă mâncare. De menționat, cutia asta a fost 11,90 lei. Conține două bucăți crispy și cartofi prăjiți. Este pe zero, punem prima bucată de carne și cartofei. Sinceră să fiu, chiar nu mă așteptam la asta. Dacă ți-ai burger, nu doar că mănânci mai variat, dar mănânci și mai mult. Cu aproape 50 de grame mai mult, pentru doar 10 bani în plus. Cât despre gust, cartofiorii? Bun, crocant, dar n-au pus sare astăzi. Carnea a fost fragedă, bine condimentată, așa că o să le dau nota 8,8. Cum crezi că se va compara KFC versus Mac, Profi și concurenții secreți? O să fie o bătălie foarte strânsă. Mai există cumva oferta cu sandwich-ul zilei? Ok. Atunci ne puteți da un bulătu de 15 cm, brânză italiană și oregano. Puteți pune și măsline? Nu. Aici este sandwich-ul și hai să vedem ce conține și câte grame are. La prima vedere văd foarte multe legume. Avem sos de muștar cu miere, iar la bază carnea care este bacon. Punctul ăla roșu. Și deasupra baconului fix două felii de cașcaval. Atât. Hai să-l cântărim. 212. Aproape să-l bată pe KFC. Dar la capitolul ingrediente pot spune că asta e o variantă un pic mai fresh față de KFC. Așa că hai să încercăm. Sosul de muștar cu miere e super bun, nu l-am mai încercat până acum. E așa un pic picant, cred că au pus puțin hrean în el. Per total e bombiță împreună cu legumele. Simt că am mâncat o salată sub formă de sandwich, așa că o să-i dau nota 8. Mă întreb cum se va compara față de Mac. Tu ești topul meu, zici bună dimineața la 12. Noi avem 12 lei de cheltuit. Și ce ați vrea de... Ceva de băgat la butici. Păi atunci... Îți dezvălui prima locație misterioasă, Five to Go. Chiar am fost super șocată de câte opțiuni la preț accesibil aveam acolo. Puteam să ne facem tot felul de combinații și am ales aici două produse super interesante. Avem ceva la care nu mă așteptam, croissant cu șuncă și cașcaval la doar, ghicește prețul. Spune-mi în comentarii cât crezi că a costat. Cât tu scrii, hai să-l punem pe cântar să vedem câte grame are. Chiar că suntem în deplasare, avem cântarul cu noi. Aici pe un gard fancy. Iar acum al doilea le-a produs. Wow, ăsta e un biscuit uriaș. 168 împreună și da, biscuitele e mai greu decât croissantul. Hai să testăm croissantul. La prima vedere, îmi place că mi l-au pus în toaster, așa super rumenit și crocant pe deasupra. Hai să-l încercăm. E un mic dejun destul de sățios. Croissantul e super pufos în interior, dar nu are acea aromă specifică de unt. Iar în ceea ce privește interiorul, îmi place șunca, nu e sărată și chiar are gust bun și avem și niște cașcaval. Iar acum hai să încercăm biscuitelul, care arată super bine. Ești gata? Are o textură super interesantă, e cumva crocant, dar pare moale în interior. Miroase a bolul de cereale de dimineață cu mult unt. Norocel?
Foarte interesantă combinația. E super crocant la exterior. În interior e ușor umed și destul de moale și are un mix de cereale super crocant în interior care merge foarte bine. Per total, au fost destul de bune, așa că o să le dau nota 8. Și mai avem un local misterios. Un alt competitor extrem de puternic, care e foarte popular. Exact, pentru că are niște prețuri bombiță. Dar oare gustul și cantitatea cum e? Iar el e competitor. Exact, chiar acolo. Și o să intre chiar aici. Voiam să-ți arăt noua mea pungă de cărat mâncare cu lamă. Îl avem pe Profi, care are un preț imbatabil pentru câte oferă, dar înainte să-ți spun câte grame are, pentru că știu că îți place foarte mult să economisești, o să-ți spun despre sponsorul de astăzi, care îți oferă reduceri la sute de magazine online tipli.ro. După ce alegi produsul dorit, intri pe pagina tipli.ro și acolo poți să vezi ce reduceri extra poți obține. Ai 30 de lei bonus odată cu prima comandă dacă te înscrii prin linkul meu din descrierea acestui video. Mulțumesc tipli.ro pentru că au susținut portofelul vidruțesc și hai să ne întoarcem la review. Cutia asta plus o băutură la 500 de mililitri, 9 lei 99. Și la cât de mare cutia, cred că are potențial să ia vidra de aur. Posibil, o să numărăm băutura ca jumătate din grame. Da, că e lichid. Hai să vedem ce e în pachetul ăsta și după aia le cântărim. Arată așa. Clar nu va câștiga vreun concurs de Miss, dar poate e bun la gust. Avem o chiflă simplă, fără susan pe deasupra. În interior avem o bucată de carne mult prea făcută. Sub ea avem o felie de cheddar. Wow, câți castraveți murați! 6 feliuțe de castraveți murați! Doamne! Okay, avem 2 felii de ceapă, 3 felii de roșie, muștar și încă un sos care... Barbecue. Prima dată, cartofi. Wow! Oh my god! Și acum burgerul. Greutatea de 381 de grame. Dar doar 10 lei? Împreună cu sucul 250 de grame înseamnă 631 de grame pentru 9 lei 99. Este atât de aproape să ia vida de aur. Spune-ne gustul. Mă simt puțin emoționată acum, nici nu știu cum să abordez situația. Prima dată gustăm cartofii, o să-l iau pe acesta, norocel. Cum sunt față de KFC? Față de cei de la KFC au și mai puțină sare și un gust subtil de ulei. Chiar nu știu care e faza, de obicei mi se punea cărcă de sare, iar astăzi n-am deloc sare pe niciunul din cartofi. Să vedem care e faza cu burgerașul ăsta. Miroase a castraveți murați. Chiar am mai mâncat un burger așa. Pâinea e super pufoasă, dar e acea pufoșenie aproape artificială, pentru că rămâne lipită atunci când o apăs, vezi? Și încă un lucru, pâinea asta e super dulce, aproape că simt că mănânc brioșă. În ceea ce privește carnea, e foarte puțin condimentată. Per total, parcă are un pic gust de mici, nu de hamburger. Sunt așa un pic contrariată. Apreciez foarte mult că a reușit să facă un meniu la prețul ăsta, dar se vede că au trebuit să taie din unele părți ca să le iasă. Notă? Sincer să fiu, dacă îmi dădea o pâinică mai bună, chiar i-aș fi dat o notă mai mare, dar pâinea asta e ciudată, așa că o să-i dau nota 6. Poate următorii concurenți vor reuși să ia vidra de aur. Poate chiar acei doi misterioși. Poate luăm o pizza care arată bine și pare că e competitivă față de restul. Și mai ce? Și mai cuplăm cu ceva mai mare. Vreau și eu, te rog, o felie de pizza cu măsline și șuncă și un Luca haiducesc. Mai departe, covrigăria preferată a bucureștienilor, Luca. Nu eu i-am făcut asta. Este porno, nu vă uitați. Primul pe cântar, Luca haiducesc. Mai departe am luat o pizza pe care n-am mai văzut-o până acum. Mai exact, pizza cu măsline și șuncă. Ambele produse pe cântar, 312 grame. KFC a fost bătut. Ce întorsătură de situație. Avem aici un Luca haiducesc care, wow, are multă brânză. Am avut și o tragere de brânză. Nu mă așteptam, de-aia am făcut așa. Avem în interior brânză, șuncă și felii de ceapă. Toate învelite în aluat de covrigel. Apreciez foarte mult că nu au pus o cremă din aia slabă și fără gust. E una un pic mai grăsuță. Ca mine. În ceea ce privește șunca, nu e foarte sărată, iar ceapa face toată șmecheria aici. Votez pentru ceapă în toate produsele Luca, nu în covrigul cu gem. Să vedem această pizza pe care n-am mai testat-o până acum. Primul lucru pe care îl văd, brânza, e un pic prea mult gătită. Cred că au schimbat sosul de roșii pentru că cel dinainte era un pic mai dulce și mai gustos, iar ăsta e un pic mai acrișor, dar în ceea ce privește brânza, îmi place că nu s-au zgârcit cu ea, e chiar peste tot, pe toată felia. Șunca, cred că e fix la fel cu șunca din Luca, ceea ce îmi place. Pe total, îmi place, mi-e dor de fostul sos de roșii, dar o să-i dau nota 8. Mă întreb cum se va compara asta față de Mac. A doua locație secretă, Fornetti, de unde în buget am luat 3 produse. Deci o pizza cu șuncă și
ciuperci, un strudel cu carne de pui și baton cu cașcaval, vă rog. Avem o varietate, așa că hai să vedem câte grame primești și cum sunt. Baton cu cașcaval, care e super fierbinte, pare să aibă o crustă crocantă și uite cât de bine arată. Narățel? E destul de crocant, iar în interior super pufos. Are cașcaval mai mult în crusta de deasupra și foarte puțin în interior. Pentru un baton cu cașcaval are destul de puțin cașcaval. Dar a costat 2,50 lei. Tu ai mai auzit de strudel cu pui? Sinceră să fiu, eu nu. Arată foarte interesant și miroase a tocăniță de pui. Imaginează-ți asta. Un aluat destul de fin, super pufos și ușor crocant deasupra, cu o umplutură de chifteluțe de pui. Singura mea mențiune ar fi că umplutura are o textură puțin ciudată și e destul de sărată. Și ultimul produs, înainte să-ți spun cât au cântărit, ceva foarte popular la Fornetii, pizza. Avem o pizza cu șuncă și ciuperci. Prima chestie, văd destul de multă șuncă, brânză, dar nu prea îmi dau seama unde sunt ciupercile. Cred că sunt punctele astea negre. Sunt foarte carbonizate. Hai să vedem totuși ce gust. Norocel? Au, măseaua mea de minte suferă. Ultima dată când am mâncat pizza de la Fornetti mi-a plăcut extrem de mult, dar aceasta are un aluat foarte diferit, seamănă exact cu aluatul de pâine și tare ca piatra. Deși înainte mi plăceau foarte mult Fornetti, astăzi o să le dau nota 6,5. Și au cântărit 316 grame. Adică au bătut Luca, dar nu și la notă. Am intrat la Mac. Și nu se dă porumbelul din fața mea. Ok, a plecat. Doamne, voia să-l fac ciulama. Bună ziua! Bună ziua! Îmi poți spune, te rog, ce ne putem lua de 12 lei? Ne pot să-ți fac un combo la 6 lei 60 și să-ți mai dau încă un sandwich. Ok, sună foarte bine. Bun, ce sandwich să fie? Un Mac puișor. Da, cartofi sau? Cartofi, te rog. Mai pot să-ți mai dau un... Da, hamburger, burger, McToast sau puișor. Un McToast, te rog. 11 lei și 10 bani. Perfect, mersi tare mult. Nu știu cine e, dar îmi place de el. Antrada are un nou crash. 10 din 10 pentru Antonio. Dacă vede cineva de la Mac, 21 a noua, Mac Dristor, Antonio e cel mai tare. Cerem o mărire, salariu. Acum să vedem dacă McDonald's poate trece pe locul întâi. Cântarul e pe 0, baza de cartofi, sandwichul numărul 1. Sunt extrem de uimit de cât am primit. Dar înainte să zic dacă ai ieșit pe locul întâi, spune ce gustare. Cartofei, norocel. Au sare? Da. Avem un mic puișor care are o chiflă super pufoasă. Ceva nou în rețeta McDonald's? Parcă au schimbat pâinea pentru că e super pufoasă și e mult mai gustoasă decât țin eu minte. Sandwichul pe care nu l-am mai mâncat niciodată, McToast. Deci avem o bucată de pâine, șuncă și foarte multă brânză. Șunca e un pic cam sărată pentru gustul meu, dar brânza e super bună și s-a topit foarte bine. Zine nota și cantitate. O să le dau nota 8 și au 267 de grame. Nu sunt locul întâi. Ești o dulceață că ai stat până la final. Un like și un subscribe cu clopoțel sunt purgărele de apreciate. Vidră, out!